Această emisiune vă este oferită de Alpha Bank și Travel Advisor Media. Prețurile pachetelor turistice pentru Crăciun au scăzut în medie cu 10 până la 20% în acest an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, arată statisticile realizate pe baza datelor agențiilor de turism. Ofertele de Crăciun pentru stațiunile autohtone au prețuri cuprinse între 600 și 1500 de lei pentru 3-5 nopți de cazare, în funcție de gradul de confort al hotelului și de stațiunea în care este amplasat. Cele mai căutate zone sunt pensiunile rurale, urmând zonele montane, stațiunile de pe Valea Prahova și Poiana Brașov. Pe lista preferințelor se mai află Bran Moeciu, Maramureșul, Vatra Dornei, stațiunea Straja din Valea Jiului și Păltinișul. Hotelierii se așteaptă ca numărul turiștilor să crească cu până la 10% față de perioada similară a anului trecut. De Crăciun, peste 100.000 de turiști s-ar putea afla la munte. În ceea ce privește numărul românilor care vor petrece Crăciunul în străinătate, agențiile estimează că va fi înregistrată o stagnare, în jur de 30.000 de turiști sau o ușoară creștere. Iar printre destinațiile externe, cele mai cerute pachete sunt cele pentru Viena, urmate de City Break în capitalele europene, cu tradiții de Crăciun, Bulgaria, dar și destinații exotice, precum Dubai, Thailanda, India, Nepal, Indonezia. Există și un segment de români mai cu dare de mână, care vor să petreacă Crăciunul în destinații precum Laponia, acasă la Moș Crăciun. Prețul unei astfel de vacanțe pornește de la 1340 de euro pe persoană pentru transport cu avionul, transferuri, 5 nopți de cazare cu mic dejun la hotel de 3 stele, cină festivă de Crăciun, precum și excursiile în satul lui Moș Crăciun. Discutăm despre unde să ne petrecem sărbătorile de iarnă, dacă vin sau nu turiști străini în România, cu invitații mei de la această oră, domnul Alexandru Mărginean, manager Carpaten Turism. Bună ziua, bun găsit! Și Traian Pădurescu, consultant în turism, partenerul emisiunii noastre. Bună ziua, bun găsit! Bună ziua! Nu întâmplător am prezentat acest material privind vacanța de iarnă, oportunitățile pe care noi, dar și turiștii străini le au în această perioadă și nu numai, de a hotărâ să vină în România. Și am să vă întreb, domnule Mărginean, de ce ar veni un turist străin în România? Noi știm, ne avem diverse motive pentru care am vrea să plecăm într-o altă țară, dar de ce un străin la noi? Un străin, un turist străin, un tipic turist străin european ar veni în România pentru circuite culturale. Practic asta reprezintă cea mai mare pondere a turiștilor străini aduși în România și de către agenția noastră și la nivel național, de către celelalte agenții, de către celelalte operatori de incoming. Mai nou, avem o ușoară creștere pe litoral, pe turismul de litoral, chiar dacă avem puternică concurență din partea Bulgariei, dar și pe turismul balnear. Vă spun, majoritatea vin din țările europene, învecinate României, mai mult sau mai puțin, cu preponderență Germania, Austria, dar în ultimii ani am observat și o creștere semnificativă din partea turiștilor din Europa Centrală și de Est, Polonia foarte mult, Cehia, Slovacia, și sperăm ca acest trend să continue și în urma investițiilor făcute atât în promovare, atât în infrastructură, cât din partea companiilor din România, din partea ministerului, din partea statului. Și, vă zic, sperăm să continue trendul ascendent pe care îl avem pe partea de incoming de câțiva ani. Chiar dacă a fost criza, chiar dacă piața de turism la nivel mondial a scăzut, noi totuși am înregistrat un trend ascendent în ultimii 4-5 ani, pot să spun, pe partea de incoming. Traian, cât de mult contează implicarea agențiilor de turism în promovarea României și, mai altfel spus, aducerea de turiști străini în România? Vorbeam înainte de emisiune faptul că foarte multe agenții de turism din țara noastră sunt specializate pe pachete pe care le oferă atât turiștilor, în special turiștilor români, da, să plece în străinătate, mai puțin interesate de a aduce turiști străini la noi în țară. Păi, Andreea, contează extrem de mult. Pentru că degeaba România în sine, statul sau poate asociațiile regionale, pentru că am început și noi să avem asociații regionale de turiști, foarte bine, degeaba promovează, inclusiv cu standuri la târgurile internaționale, cu reclame, degeaba promovează țara dacă turistul de acolo nu știe la cine să se adreseze ca să cumpere un pachet turistic. Și tocmai de aceea există tur operatorii specializați pe incoming în fiecare țară, cum avem și noi, care au parteneriate cu tur operatori de acolo, care trimit grupuri aici. Dar din păcate, noi avem într-adevăr o problemă. Eu îi respect foarte mult pe tur operatorii de incoming. E o muncă destul de grea. Incoming înseamnă export de servicii.
până la urmă. De ce export? Practic, aducând turiști străini, noi facem export, pentru că vindem, ne vindem și nu trebuie să trimitem ceva și să aducem până la urmă turiști. Dar majoritatea agențiilor, într-adevăr, promovează outgoing sau turism intern, deci românii care pleacă în România. Ei, să ne gândim, acele piețe unde pleacă România, acele țări unde pleacă românii și outgoing-ul dezvoltat, înseamnă că stau bine ele sine la capitolul incoming. Și de ce să nu avem și noi mai mulți turiști, și francezii, și italienii, și din alte țări, să nu vină la fel de mult la noi cum și noi plecăm în alte țări? Dacă ați făcut vreun sondaj privind preferințele, gusturile turiștilor străini în materie de turism românesc, ce le place și ce le displace acestora la țara noastră? Ce le place și ce le displace? Ca și tematică de excursie, să spunem, ar fi pe primul loc turismul cultural, cel de circuite, cu preponderență în zonele centrale și de nord a României. Foarte mulți turiști străini din Austria și Germania vin cu autocarul direct, nu cu avionul. Prin urmare, nu ajung până în sudul României sau până în sud-est, ci fac toate cele 7 nopți de petrec în Transilvania și Moldova, Bucovina. Fiind și așa această legătură între Germania și Transilvania, pe care cu toții o știm, clar, interesul pentru această regiune este foarte mare din partea lor. Ce mai interesează în ultimul timp, după cum am spus la început, am observat o creștere și pe turismul de litoral din partea lor. Chiar dacă cel din Bulgaria ne este net superior, în urma parteneriatelor pe care le-am încheiat în anii trecuți și în acest an cu turoperatorul, de exemplu, cu turoperatorul Thomas Cook Neckermann, care s-a redecis să intre pe piață după o absență de 4 ani. Ei au fost prezenți practic 60 de ani în continuu în România și în anii 80 România era pentru ei cea mai importantă destinație de turism. De ce au renunțat? Au renunțat din cauza serviciilor destul de proaste. În anul 2006 s-a întâmplat asta. Am făcut progrese din 2006 până da, acum? S-au făcut progrese. S-a investit în infrastructură hotelieră, nu foarte mult, dar există câteva. De exemplu, Thomas Cook are în momentul de față 10 hoteluri în plan și vrea să mă așeze pe aceste 10 hoteluri pentru tot 2012. A crescut calitatea serviciilor în alte destinații, în România a scăzut, în schimb au crescut prețurile și nu a mai fost competitivă. De asta s-au decis ei să iasă atunci. Dar acum au decis să reintre, să mai încerce încă o dată și la anul să vină cu 3 chartere pe Constanța. Până în momentul de față exista un singur charter care venea din Germania pe ultimii 3-4 ani. Acum o să avem 3 și sperăm că o dată cu ei și ceilalți să miște ceva. Am să te întreb, Traian, apropo de ceea ce vorbea invitatul nostru, mi-a tras atenția costul, cuvântul preț, cost. România e o țară scumpă pentru turiști, pentru turiștii străini, pentru că o comparam ofertele de sărbători, apropo de materialul nostru și ea, în diverse reportaje, în presă, să spunem așa, am constatat că un turist român sau străin își poate petrece 7 zile pe Valea Prahovei la un preț de 1500 de euro de persoană, iar același turist poate foarte bine să plece în Maldive, în Thailanda sau în orice altă zonă din lume, la același preț. Sau poate 2 persoane la preț de una pe Valea Prahovei de la noi. Andreea, prețul e parțial adevărat, în sensul că de sărbători, mai ales când în perioada de vârf sunt prețuri mari, se ajunge și la, mă rog, între 1000 și 2000 de euro la 4 și 5 stele pe Valea Prahovei, Poiana Brașov, predeal de cameră, de cuplu ar fi. Dar asta pentru că e și un grad de ocupare foarte mare. Pe Valea Prahovei și plus predeal Bran Moeciu, în total sunt 30.000 de locuri și se găsesc 30.000 de români cu bani care vor să-și petreacă acolo revelionul. Dar e trist ce facem în restul anului, pentru că, din păcate, mai ales la munte, în stațiunile de munte, ei nu stau destul de bine la capitolul sejururi. Să vină un turist străin sau chiar român, nu mai vorbim, să stea 7 zile. Majoritatea vin un weekend sau un weekend prelungit. Nu mă imaginam, dacă aud turiștii străini de astfel de prețuri, presupune că se uită la televizor și aud astfel de oferte, se gândesc de 2 ori, pentru că plaja și paleta domnilor lor, de unde alege, e mult mai variată. Să nu uităm de costurile pe care le au ei. Se gândesc o singură dată și refuză. Se gândesc în altă parte. Din păcate, vă spun un cadru, din păcate am observat că România, în momentul de față, pe piața externă, se poate vinde doar prin preț. Printr-un preț mic, competitiv, bun. Mai mic decât
a țărilor din jurul nostru. Iar dacă venim cu astfel de oferte care sunt duble, ca și preț, nu avem nicio șansă. Deci vă spun, de Revelion, în perioada sărbătorilor, numărul turiștilor străini care vin în România este foarte mic. Deci este low season pentru incoming acum. Suntem noi cei care ridicăm pibul. Exact. Cererea este foarte mare de pe piața externă, de pe piața internă, și dacă vedem din punct de vedere al hotelierului român, nu ar avea niciun interes să lase din preț atât timp cât există cerere și se și plătește. Este România asta pregătită pentru un aflux de turiști străini? Pentru că pomeneam de hoteluri, de investiții care, mare parte din ele, sunt la început de drum. La noi nu avem o tradiție în acest sens. Este pregătită, cum să nu. Este pregătită pentru a suporta un număr chiar dublu de turiști străini față de cât suportă în momentul de față. Ne mai vorbim dacă o să continue toate investițiile în infrastructura hotelieră, mai ales pe viitor, în următorii 2-3 ani, putem să ne ridicăm foarte mult. Putem să ajungem ce am fost odată acum 20 de ani, când însemnam ceva pe turismul european. Și când atrăgeam și datorită prețului, că aveam și prețuri exact, mici, și prețuri mici, și calitate bună, nici nu aveam atâția concurenți. Hotelurile erau noi de față atunci. Da. Pentru că pomenea domnul Mărginan de turismul de leisure, are București această șansă de a deveni un centru pentru a se practica un astfel de turism? Sincer, eu cred că da, și aș fi curios să aud și părerea unui expert în incoming după aceea pe această temă. Cred că da, pentru că au început hotelurile să mai lase la prețuri datorită crizei, mai ales în weekend, pentru că Bucureștiul poate fi o destinație de city break, să se stea 2 nopți, 3 nopți. A început să arate mai bine, într-adevăr, orașul, parcă s-a mai degajat un pic circulația, în sfârșit poate s-a și circulat mai puțin din cauza crizei, deși n-aș crede, dar s-au mai făcut niște investiții, cum ar fi pasajul Basarab, mai o stradă, mai o asfaltare, și avem centrul istoric, în primul rând, care începe să se dezvolte și să atragă. Bucureștiul avea o problemă foarte gravă, că nu avea un centru istoric renovat. Acum îl avem, aproape în totalitate. Plus că București e un oraș cu activitate permanentă, contează foarte mult, noaptea aici ce să faci, sunt baruri, restaurante, avem teatre multe, avem spectacole, concerte, deci poate fi atractiv. Apropo de atracții, iată, avem parteneri care pot face posibile oriunde și prin orice mijloace moderne posibilitatea de a face cumpărături. Te-ați găsit tot felul de suveniruri și aici vorbim despre Alpha Bank. Prin instalarea unui terminal POS în magazin, cumpărăturile pot fi plătite prin intermediul cardului cu pachetul Alpha IMM comerciant oferit de Alpha Bank. Atât clienții cât și comercianții au multiple beneficii. Să urmărim. Pentru a atrage un număr mai mare de clienți și pentru a avea un volum mai mare de vânzări, comercianții pot alege pachetul Alpha IMM comerciant oferit de Alpha Bank. Oferta noastră are în vedere un pachet dedicat care să răspundă nevoilor acestora. Cu IMM comerciant, clientul are flexibilitate în alegerea unui POS, standard sau cu plata în rate. Pachetul de bun venit oferă acces gratuit la tranzacțiile operaționale, atât pentru contul curent, cât și pentru contul de economii. Ulterior, clientul poate beneficia de reduceri de până la 50% față de tariful standard aplicat de bancă, în funcție de volumul rulajului realizat prin conturi. Prin intermediul serviciului AlphaClick, clientul se bucură de mobilitate deplină, având acces în timp real la serviciile oferite de Alpha Bank România. Așa, în materie de servicii bancare, în materie de oportunități pe care le oferă Bucureștiul. Domnule Mărginean, ar veni turiști și mai mulți în București? Ar veni și vin destul de mulți. Au început să vină în ultimii ani. Sunt perfect de acord cu ce a spus Traian mai devreme. Și datorită investițiilor în centrul vechi, în centrul istoric, datorită acestor autobuze pentru hop-on, hop-off tour, care au fost recent, din păcate recent, introduse pe piață, tur operatorii străini au decis să introducă Bucureștiul în catalogele lor de city break, chiar dacă cu o pagină, două, este un prim pas. Legăturile destul de bune cu toată Europa ne facilitează acest lucru. Bineînțeles că putem vorbi de București ca destinație de city break pentru turiști europeni, nici de cum pentru cei din afara Europei. Dar de ce nu? Cum să nu? Avem chiar fiind turiști. Pentru că dacă e să vorbim despre turiștii străini și
posibilitatea, oportunitatea până la urmă pe care o are România ca să dezvolte această latură, turismul, fie că vorbim despre turism în România, în București, în capitalele, și nu doar în București, Sighișoara, am văzut Sibiu, capitale, acele capitale europene considerate și care atrag turiștii străini, sunt zone specifice. Ați pomenit de nordul Moldovei, de Bucovina, de Valea Prahovei, Transilvania. Avem însă și alte variante acestor, adică locuri și zone mai puțin explorate și exploatate până în prezent, care pot deveni atracții turistice. Dacă vorbeam în urmă cu 7 ani, de exemplu, despre Bran Moeciu, știam de Valea Prahovei și de Poiana Brașov, mai puțin de Bran Moeciu, care, iată, acum e plin de turiști. Din păcate, consider că în momentul de față ar trebui să ne focalizăm pe destinațiile care chiar se caută și chiar se vând și să încercăm să le exploatăm la maxim. Și ulterior să ne orientăm și către celelalte destinații care sunt absolut necunoscute în afară și ar necesita o investiție foarte, foarte mare în marketing doar pentru a le face cunoscute. Și am riscat destul de mult pe moment. Prea. Apropo de astfel de destinații, dacă unele poate sunt mult prea mult mediatizate și cunoscute, altele pot oferi, să spunem, alternative viabile la, iată, Poiana Brașov sau Bran Moeciu. Da, noi avem și multe destinații care ar putea fi de nișă considerate. Într-adevăr, din păcate, nu suntem Franța. Franța își permite să descopere poate noi zone, dacă a mai rămas vreo zonă neexploatată. La noi încă mai sunt turiști de venit, după cum spunea și Alexandru, în zonele exploatate. Zone cu care trebuie să ne mândrim, că sunt unice în Europa, cum ar fi Maramureș și Bucovina. Întotdeauna vor fi autentice, pentru că sigur li se va prezerva autenticitatea. Trebuie să ne bucurăm că le avem, dar într-adevăr sunt arhi cunoscute. Dar din ce în ce mai dezvoltat devine și turismul de nișă. Prin turism de nișă înțelegând și turismul de aventură, sunt străini care vin pentru mountain bike, pentru rafting, pentru escaladă, alpinism, în delta Dunării, care are în majoritatea ei turiști străini. Dar nu poate să primească foarte mulți turiști, fiind totuși o rezervație. Vin foarte mulți pentru photo-hunting, biologi, cercetători. Avem astfel de forme de turism, dar care atrag mii de turiști pe an sau poate zeci de mii. Aici ajungem și în partea de promovare și ce ar trebui, că sunt multe de făcut în materie de turism românesc. Însă am să vă întreb, domnule Mărginan, la obiect, dacă credeți că turismul românesc și în cât timp ar putea deveni un sector care să conteze la dezvoltarea economică a României? Ar putea, bineînțeles. Într-un anumit punct, chiar cred că a fost un sector care a contat în economia României, pentru că se aduceau foarte, foarte mulți bani și turiști prin această nișă. Deci potențial există. Acum să ne gândim în cât timp și când s-ar putea face chestia asta. La ce capitole stăm prost atunci? Unde mai trebuie să mai lucrăm, să șlefuim? Vorbim de servicii, de prețuri? Unde am putea sta mai bine și unde ar fi potențial de mai mult, ar fi litoralul. Pentru că în sine, pe litoral există o capacitate foarte mare de cazare, dar din păcate o mare parte nu este exploatată din cauza infrastructurii foarte proaste, care nu permite practic primirea de turiști străini în ea. Deci o dezvoltare a acestui sector, acestei părți a țării, poate ar însemna o creștere destul de mare a venitului din turism de incoming în România. Vorbim despre servicii și prețuri comparativ cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Apropo de litoral, nu prea suntem competitivi, pentru că vedem, noi românii plecăm în destinații apropiate, da. Vezi Bulgaria, Turcia, și atunci cum facem să atragem pe străini? E o problemă că la noi pe litoral, deși litoralul cred că mai are aproape 40% din capacitatea totală de cazare a României, e important. Deci pentru turist de masă trebuie exploatat la maxim. Sezonul e foarte scurt la noi. Sezonul, în mod normal, dacă în Bulgaria e din aprilie, unele hoteluri se deschid din aprilie, după aia mai, până în octombrie, la noi, deși unele s-ar deschide mai, dar sezonul e cam din iunie până la sfârșitul august. În septembrie deja o parte se închid. Calitatea serviciilor e o problemă pentru că hotelierii de pe litoral nu pot să țină permanent un angajat și își au angajat sezonieri, studenți. Pe când în Bulgaria, o parte din angajați, o mare parte, lucrează și în timpul iernii. Sunt firme care au hoteluri și la munte, lucrează și prin alte țări.
Trebuie să gândim diversificat, cum noi stăm bine, cineva. Cum am mai spus și în alte emisiuni, la calitatea serviciilor hoteliere, chiar foarte bine pe orașe, în special în București, e drept. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Money. Misiunea v-a fost oferită de Alpha Bank și Travel Advisor Media.